Bună ziua, eu sunt Ian Cheodă Hunătoare, american stabilit în România și am și eu câte ceva de spus despre faimoasa ordonanță de 2017 și faimoasele demonstrații cele mai mari din 89, din câte am înțeles. Vreau să spun trei lucruri foarte pe scurt ca să nu mă duc în alte direcții. În primul rând, am mai auzit niște comentarii, am auzit comentat că, de exemplu, demonstranții, cei care demonstrează și manifestează, cum se spune, nu știu, în piață sau în țară, care demonstrează împotriva ordonanței, nu și-ar fi plătit sau oare au plătit impozitele către stat. Dacă ăștia nu sunt ipocriți că nu au plătit nici ei impozit către stat. Și vreau doar să zic că este cumva irelevant. Există deja un sistem care se ocupă de faza asta. Clar că știm că foarte mulți oameni nu își plătesc toate impozitele către stat. Asta nu înseamnă că n-au drept să demonstreze că, de fapt, cum am zis, există un sistem care, din câte am auzit, funcționează destul de mult, dacă nu destul de bine, să prindă oamenii care fac asta. Și dreptul oamenilor de a demonstra împotriva ceva nu este condițional pe asta. Și dreptatea lor, că de fapt ordonanța asta este abuzivă și trebuie să fie retrasă, nu depinde de omul care demonstrează dacă și-a plătit impozitele sau nu, nu înseamnă că nu are drept și nu înseamnă că nu are dreptate. În al doilea rând, vreau să zic că am mai auzit, pe de altă parte, sau aceeași parte, o fi, că unii care demonstrează oare au votat sau oare cu cine au votat, n-au votat și ei, PSD, nu știu, nu mă interesează. Poate că da, poate că toți au votat PSD, poate că niciunul nu a votat deloc, totuși au drept să demonstreze, au dreptate că ordonanța este abuzivă și trebuie să fie retrasă. Cine a votat, cine n-a votat, este treaba lui. Asta este fără excepție. Dreptul de a vota este fiecăruia cetățean. Și în al treilea rând am mai auzit că, bineînțeles că de fiecare dată se zice asta și o fi adevărat, nu știu, că cei care demonstrează ar fi fost aduși în număr mare în camioane sau cu camilă, nu știu, pe motociclete, în roabă. Nu mă interesează. Au drept să demonstreze și chiar dacă sunt plătiți de nu știu cine, au dreptate că ordonanța este abuzivă și trebuie să fie retrasă. Vreau să zic că asta este punctul care a supărat țara și la care se uită chiar toată lumea acum. Ordonanța este abuzivă și trebuie să fie retrasă și indiferent cine a plătit, cine nu a plătit impozitele, cine a votat, cine n-a votat, pentru cine a votat, cine i-a dus pe ăștia, nu mă interesează. Faptul că au drept să demonstreze și au dreptate că ordonanța este abuzivă și trebuie să fie retrasă, nu este condițional, nu sunt condiționale pe niciunul din faptele astea. Vă doresc o zi bună, ne vedem în piață.